Hello, dragele mele, și bine v-am găsit la un nou clip. O să vă rog să mă scuzați dacă auziți tot felul de sunete, zgomote pe fundal. V-am spus eu pe Snapchat ceva, că n-am cu cine și n-am cum. Și asta e situația cu care defilez, n-am încotro. Deci vă rog să mă scuzați. După cum ați văzut din titlu, astăzi vorbim despre produse terminate. Pentru că da, m-am uitat pe clipurile pe care le-am postat. Zic, măi, când în alb am postat ultimul clip cu produse terminate? Și ca cu 3 luni. Parcă ar fi cazul pentru ceva, încă un clip de genul ăsta. Bineînțeles că am cutia cu pricina și haideți să începem să vedem ce avem mâine. Am așa două perechi din astea, șamponul și balsamul meu de la Dove. Îl ador. Cred că în ultimele 2-3 clipuri cu Empties le-ați tot văzut, pentru că astăzi șamponele cu care defilez în ultima vreme. Mai am aici un șampon de la Helden cu migdale. Este un șampon hidratant. Îmi place foarte mult cum miroase și asta era șamponul meu ăla de curățare profundă, ca să-i spunem așa, cleansing, pe care îl foloseam la 4-5 spălări, așa. Sincer, să fiu, nu știu dacă face ceva. Nu știu de ce am o vagă senzație că de fiecare dată când folosesc Helden, mi se îngrașă părul mai repede. S-ar putea să fie doar o impresie de-a mea, dar am mai folosit o dată Helden Shoulder și parcă tot cu aceeași impresie trăiam și atunci. Zic că s-ar putea să fie ceva până la mijloc. Înțelegeți voi, nu? Să știți că nu le iau într-o ordine anume a unei categorii, le iau după cum le nimerez de aici din cutie. Am terminat apa asta micelară de la Garnier și este din variantele drugstore una dintre cele mai bune pe care am încercat-o eu până acum, însă, există un însă, spre deosebire de aia de la Bioderma, am senzația că usucă puțin tenul. Eu am tenul uscat și simt foarte repede schimbările de genul ăsta și dacă o folosesc mai des. Nu știu, pe aia de la Bioderma pot să o folosesc în fiecare zi, să mă demachez cu ea în fiecare zi și n-am nicio problemă, dar pe asta dacă am observat că dacă mă demachez în fiecare zi cu ea, parcă îmi simt tenul mai uscat. Parcă usucă puțin tenul. Nu știu, o să... Oricum, mi-a plăcut. Mi-a plăcut că o curăță foarte bine machiajul. În rest, n-am avut nicio problemă cu ea, dar am senzația că parcă usucă tenul un pic cam tare. În rest, n-am avut nicio problemă cu ea. Curăță foarte bine. Nu știu, nu mi-a iritat pielea. Spre deosebire de aia de la L'Oreal, pe care nu o mai sufăr, nu mi-a iritat ochii absolut deloc și curăță și machiajul ochilor foarte, foarte bine. Nu curăță chiar tot rimelul, asta e drept, dar nu e nimic, eu întotdeauna după ce dau cu apă micelară mă duc și mă spăl. Adică nu mă remachez numai cu apă micelară și nici vouă nu v-aș recomanda să faceți chestia asta, adică să vă demachiați cu apă micelară și după aia să treceți direct la un toner și la o cremă. Nu. Spălați-vă pe față, că e mai bine ca orice pe lumea asta. Am terminat și un ulei din ăsta de bebe de la Johnson's. Bine, mai am câteva picături în el, dar mă îl considerăm aproape de terminat. L-am de foarte mult timp ăsta și uitasem de el. L-am găsit întâmplător, am dat de el, că mai era un pic în el. Da, îmi place uleiul de corp. Mie personal îmi place foarte mult uleiul de corp. Mă simt foarte bine, hidratează. Ăsta de la Johnson's cel puțin hidratează foarte bine pielea. Îmi place cum se simte pielea mea a doua zi după ce l-aplic și da, cred că o să-l recumpăr și o să-l mai folosesc. Așa, și tot legat de corp, am terminat și loțiunea asta de corp de la Neutrogena, Dumnezeule, este absolut fantastică. Loțiunea asta de corp este genială. Este unul din cele mai bune produse pentru corp pe care le-am găsit ever. Este super hidratantă și pielea se simte atât de bine după ce o aplici, nici măcar nu e nevoie să o aplici în fiecare zi. Dacă sunteți la fel de puturoase ca și mine și vă e lene să vă aplicați în fiecare zi cremă de corp, asta este pentru voi. Este o loțiune, dar se absorbe super repede în piele, dar hidratează foarte, foarte, foarte bine pielea. Se absorbe super bine în piele ca o loțiune de corp, însă hidratează la fel de bine ca un unt de corp. Și v-am zis, nu trebuie să folosiți chiar în fiecare zi, dacă sunteți puturoase, deci nu. Și pielea se simte super, super. Are un miros ciudățel așa când o pui cumva de lipici. Știți cum era lipiciul ăla sau acetul, parcă avea miros din ăsta? Dar nu foarte puternic, adică îl simți când
scoți loțiune, dar când o aplici pe piele și când intră în piele nu se mai simte și îmi place foarte mult. Și mai place faptul că are pompiță, te ajută super mult pompița asta pentru că poți să pui fără să te murdărești, fără să mânzărești tot borcanul sau toate lucrurile pe care le atingi de cremă, e super. Am aici o cremă de la Oriflame Essentials, este cu caise. Teoretic ea e o cremă de față, dar pentru că eu am seara niște produse pe care le folosesc și am rutina mea, o să vină și clipul cu rutina de seară, nu am folosit-o pentru seară, iar pentru zi nu mă gândesc să o folosesc pentru că nu are SPF. Nu mai folosiți creme fără SPF ziua, deci folosiți creme cu SPF, folosiți creme cu SPF. O să vă spun în fiecare clip dacă e nevoie chestia asta. Și nu are SPF și am folosit-o mai mult ca și cremă pentru mâini și a fost destul de ok. A fost destul de ok de hidratantă, se simțea bine pe piele, intra repede în piele, dar nu pot să zic că am folosit-o pentru tine. So, da. O altă cremă pe care am terminat-o este asta de la Apivita pentru față cu SPF 50 și ea, de fapt, la originile ei, este o cremă de plajă. La noi în țară, și credeți-mă că săptămâna asta am fost, săptămâna trecută, de fapt, nu săptămâna asta, am fost să îmi cumpăr o cremă nouă pentru față, pentru că nu mai aveam, și nu am găsit, nu există. Cremele de plajă, cum e asta, au ieșit acum, pentru că nu mai sunt în sezon și nu le mai găsiți. Iar creme normale pentru ten uscat cu SPF nu se găsesc, deci... Am găsit una, de-abia am găsit una cu SPF 20. Mă disperă la culme chestia asta, deci nici nu vreți să știți cât de tare mă enervează chestia asta și vorbeam și cu farmacista despre chestia asta și îmi dădeam seama că habar n-are ce importanță are SPF-ul. Deci, se uită la mine așa de parcă îi vorbeam de feți frumoși și zâne și chestii din astea fantastice, așa, când îi ziceam de SPF și de cât e de important SPF-ul și i-am asigurat că nu o să găsesc eu mai mult ca sigur într-o cremă hidratantă în SPF. Da, revenind la crema asta, este o cremă foarte grasă, foarte de dens, așa. Eu o foloseam și după aia mă macheam, adică o puneam pe față, o lăsam vreo jumătate de oră să intre bine în piele și după aia mă macheam și am reușit să fac chestia asta, nu mi-a curs machiajul. Este o cremă strict pentru persoanele cu tenul foarte uscat. Da? Să nu credeți că dacă aveți tenul mixt spre uscat, nu. Este o cremă pentru persoanele cu tenul foarte uscat. Din punctul ăsta de vedere a fost destul de bine pentru că mi-a hidratat pielea când era cald afară, era foarte cald și aveam tendința să mă usc așa ca uiască. Dar, nu știu, parcă e ceva în consistența ei care mă deranjează, nu știu, nu-mi place. Și are și un miros foarte ciudat. Are un miros de parcă ar avea un ulei rânce din ea. Da. Mă rog. Da, am terminat și două din astea de dischete de machiaj. Am terminat vreo patru, cred, dar mă rog, numai două am pus, numai două pungulițe am pus aici. Am aici o grămadă de ambalaje de măști de față din astea, individuale așa. Unele au fost sheet mask, unele au fost așa ca asta. Asta e de la... de la DM, este cu extract de melc. Și este super bună. Mi-a plăcut super mult, se simțea super bine fața mea după masca asta, hidratată, nu știu, fină, mi-a plăcut mult de tot, o să mai cumpăr. Asta este o mască în doi pași. Are un gel întâi pe care îl aplici și intră în piele și după aia pui masca și în fine. Așa, deci am avut două din alea. Și restul sunt de la Seventh Heaven, pentru că mi-au trimis ei un colet. Am făcut un review la măștile astea și dintre toate mi-a plăcut foarte, foarte mult asta care este tot așa sheet mask. Este cea cu sare de la Marea Moartă, este super, super calmant, așa, revigorant, energizantă, te face să te simți super bine. Și care mi-a mai plăcut de aici? Aia cu castravete.
Asta este cu castravete și mentă și este super răcoritoare. Asta este o mască foarte bună pentru vară, mai ales să o bagi în frigider și să o pui pe față, este super răcoritoare și super plăcută. Cam toate mi-au plăcut, în afară de asta cu cacao, care mi-a iritat puțin pielea. Dacă aveți mai multe detalii despre măștile astea de la Seven Heaven, vă las clipul ăla în bara cu descrieri și acolo vă spun ce și cum despre fiecare în parte. Am terminat și apa asta termală pentru față de la Oxyange. Am constatat că eu nu sunt mare fan a apelor astora de față, apelor termale, nu prea le văd rostul, nu prea... Apropo, acum o să mă înjure multă lume, dar am văzut că a început un trend pe aici printre youtuberițele în românce și nu știu de unde a plecat. Am văzut mai multe fete și chiar au venit câteva fete și m-au întrebat și pe mine dacă le recomand să folosească apă termală pe post de spray de fixare. În primul rând, aș vrea să vă folosiți puțin mintea și logica când vedeți chestiile astea și să nu vă mai lăsați ambalate și adunate într-un trend din ăsta, așa, să faceți și voi ce face toată lumea. Că dacă este să vă gândiți voi puțin logic și vă amintiți de regulile de bază de la machiaj, nu e bine niciodată să pui apă peste pudră. Indiferent cât de fin o pulverizează, cât de nu știu ce, deci... nu o să funcționeze. Imaginați-vă ce înseamnă să îți pui apă peste pudră. Pentru că apa termală e de fapt o apă minerală împuteliată în asta. Apă termală. Da? Asta e. Apă. H2O cu, mă rog, câteva proprietăți din acolo. Dar dacă este bună pentru ten, nu înseamnă că este bună pentru machiaj. Aduceți-vă aminte ce înseamnă să pui apă peste pudră. Chiar dacă o pulverizează fin, pe parcursul zilei și mai ales dacă ai un ten gras, faptul că ai pulverizat apă peste pudra aia o să o facă să se strângă, să crape în diverse locuri și să arate urât. Eu vă recomand din tot sufletul să nu vă mai luați după fiecare trend așa pe care scoate cineva doar pentru că, nu știu, să zicem că nu-și permite un spray de fixare și a vrut să testeze chestia asta și a zis că, wow, ce bine e. Sau pentru că pur și simplu a vrut să încerci o chestie nouă. Apa termală este apă termală care se folosește pe ten, nu pe machiaj, iar sprayul de fixare a machiajului are cu totul alte proprietăți. Uitați-vă pe lista de ingrediente a unui spray de fixare a machiajului și după aia uitați-vă la apă termală. Sprayul de fixare a machiajului are în mare cam aceleași componente cu sprayul de fixare pentru păr. În mare. Sunt ușor diluate, dar în mare ingredientele sunt cam aceleași. Pentru că ai nevoie să-ți țină machiajul pe față, să ți-l lipească acolo. Ori apa termală când o pulverizezi sau orice apă vreți voi și dacă luați voi apă și o puneți într-un tub și o pulverizezi pe față, același efect o să-l aibă. Îți face tot machiajul să alunece. Și revenind la ce vreau să zic, nu recomand nimănui să folosească apă termală peste machiaj. Apropo de păr, am terminat un șampon uscat de la Batiste. Ăsta de la Batiste, că a fost ediție limitată, este cel neon. Deci nu vreau să știți cât de bine miroase. Dintre toate, ăsta miroase cel mai bine. Îmi place cel tropical din gama aia care este permanentă. Cel tropical este preferatul meu și cu ăsta. Ăsta l-am luat de pe Aoro, dacă îl mai găsesc, îl mai cumpăr. Tot legat de păr, am terminat în sfârșit spray-ul ăsta termoprotector de la Sius, pe care nu vi-l recomand sub nicio formă. La început mă înțelegeam cu el, după care am început să-l retesc foarte tare. Și din câte am înțeles, nu sunt numai eu cu impresia asta. Multe dintre voi aveți aceeași impresie despre el. E o mare problemă cu el pentru că n-am văzut să-mi facă ceva la păr, adică să-mi protejeze părul. Și dacă aplici un pic mai mult în anumite locuri, că mi se mă întâmplă să se suprapun anumite șuvițe care sunt deja pulverizate și să vină mai mult spray pe șuvița respectivă, le face, le lipește și le strânge așa de parcă ar fi date cu fixativ. Și nu-mi place chestia asta. Nu știu dacă are fixativ în el, habar n-am, nici nu m-am uitat pe ingrediente, dar dacă are fixativ e cel mai rău lucru posibil din lumea asta pentru un spray termoprotector.
Nu-mi place sub nicio formă și nu vi-l recomand. Da, e și un deodorant de la Ladies, din ăsta gel. Dar nu știu ce caută pe aici, că de obicei nu le bag în clipurile astea, dar mă rog. Da, nu prea-mi place cum miroase. A fost ok, dar... Am așa, două sticluțe de acetonă și am avut trei, dar una am folosit-o să pun ulei pentru dujbă în ea. Asta e acetona pe care o iau de la mine de aici, de la colț, de la magazin, e 2 lei și cu asta îmi curăț eu unghiile. Așa, arunc la costa de unghii de la Oriflame, este din gama D1, este cel sclipicios, v-am mai zis eu de el. Mi-a plăcut foarte mult și cred că asta a fost singurul care nu mi s-a ciobit din prima zi, din toate lacurile astea de unghii, dar din păcate s-a îngroșat foarte tare și nu mai pot să-l folosesc. Am terminat și o minune din asta de la Farmec. Este un spray pentru uscare rapidă. Dintre toate chestiile de genul ăsta pe care le-am încercat, ăsta este cel mai puțin gras, uleios, cum vreți să-i ziceți. Nu știu de ce chestiile astea pentru uscare rapidă a unghiilor sunt așa de uleioase. Nu știu, mie îmi provoacă greață. Ăsta a fost cel mai puțin uleios. Am văzut că este ok. Miroase urât. Nu-mi place mirosul. Parcă spray-urile alea de contrabandă din anii 90 pe care le găseai în magazinele de țară. Așa miroase. S-ar putea să mai cumpăr, adică nu mă grăbesc cu ăla, dar s-ar putea să mai cumpăr, pentru că este bunicel. Am terminat și spray-ul ăsta de curățare a pensulelor de la Sephora. Îmi place foarte mult, este super, super, super bun. Își merită cei 23 de lei cu desăvârșire. Nu am nevoie decât de o singură pulverizare pe o pensulă mică cu din asta ca să o curăț și de 3 pulverizări, cam 3 pulverizări pentru o pensulă mare din aia stufoasă și le curăță super bine și se și usucă foarte repede. Îmi place și cu siguranță o să mai cumpăr. Am terminat în sfârșit și primerul ăsta de la Rimmel London Fix and Prime. Ăsta l-am pus în clipul ăla cu produse pe care n-am să le recumpăr. Și v-am spus acolo și de ce. Este ok-uț, dar nu este genial ca de profesional. A dat Dumnezeu să se termine și, mă rog, mai era un pic, dar am renunțat eu. Anticearcănul ăsta de la Rimmel London. Dumnezeule, cât m-a ținut chestia asta, deci nu mi-a venit să cred. Este super bun, este cel Wake Me Up. Îmi place foarte mult, mi-a plăcut la nebunie. Cu siguranță o să-l recumpăr cât de curând pentru că este super, super bun. Și ține foarte mult. Deci ține îngrozitor de mult. Și am terminat și corectorul ăsta de la Rimmel London. Este din gama Stay Matte. Îmi place foarte mult ăsta și ăsta este un corector super bun. Este corector, nu anticearcă. Da? Țineți minte. Faceți diferența, vă rog, între chestiile astea. Este un corector din ăla care are corectorul pe margine și un miez verde. Adică este super bun să-l aplici pe un coș sau pe o pată roșie sau pe ceva, fără să fii nevoit să vii cu un corector verde pe dedesubt. Are verdele deja în el. Și asta face mult mai ușor de acoperit verdele ăla și plus că câștigi și timp. Îmi place foarte mult pentru că îl poți aplica pe machiaj. De exemplu, dacă vrei să-ți retușezi machiajul, poți aplica dacă ai un coș sau ceva și nu mai e nevoie să aplici pudră. Are un finish din ăla pudrat și nu se mișcă de acolo. Acolo l-ai pus, acolo a înțepenit. Mai am un tuș de la Essence. Îl am de anul trecut din decembrie. Și încă mai scrie. Nu știu de ce mi s-a părut. Da, dar nu mai scrie așa ușor, deci trebuie să apăs pe el. Asta înseamnă că nu scrie pe ochi. Este super bun tușul ăsta. Este cel waterproof. Și nu știu cât e. 10? 12 lei? Până în 15 lei în orice caz. Și este super. Este waterproof, foarte negru. Nu se mișcă de acolo de unde l-ai pus și înțepenește acolo. Da, deci chiar vi-l recomand pe asta. Și mai am 3 rimeluri. Numărul 1 e Volumisime, pe care îl cunoașteți, îl știți, l-ați văzut și în ultimele clipuri cu terminate. Este rimelul meu preferat ever! Îl ador! Este absolut incredibil!
Îți dă un volum fantastic fără să-ți încarce foarte tare genele. Și apropo, mă uitam pe Snapchat și lui Eva Longoria îi place. Știți că Eva Longoria este imaginea L'Oreal de vreo 12 ani și face tot felul de tutoriale din astea pe Snapchat, plus că e super simpatică. Dacă nu mă urmăriți, chiar vă recomand să urmăriți, că e super simpatică. Și face tutoriale pe Snapchat și tot timpul folosește rimelul ăsta și ei la fel îi place de mult cum îmi place și mie. L-am mai terminat și pe ăsta de la Maybelline, Great Lash, și sincer l-am comandat de pe Auro, că nu-l găsiți în magazine, că na, l-am tot văzut prin clipurile fetelor din state și am vrut să văd și eu ce naiba-i cu rimelul ăsta. Asta este un rimel din ăla bun pentru fetele care merg la școală. Nu pentru mine. Și asta pentru că dacă ai genele blonde, le vopsește așa, dar nu ți le încarcă, nu le dă volum, le separă, dar nu le dă volum, pur și simplu le ține acolo ondulate și stau așa, fără să le dea volum, fără să le alungească, fără nimic. Din punctul ăsta de vedere, dacă mergeți la școală și nu vreți să se observe că aveți rimel sau nu aveți voie să purtați rimel și totuși vreți, ăsta este super bun pentru voi. Personal nu o să recumpăr pentru că mie trebuie un pic de volum, vreau acolo ceva să se vadă, adică îmi place. Așa. Și un alt rimel pe care l-ați remarcat voi pe Snapchat de multe ori este ăsta de la Astor, care este un rimel pentru alungire. Pe el scrie că este de volum, dar nu face decât să-ți alungească genele. Ți le alungește, se vede clar că îți mai lungi genele, dar nu le dă volum. Ca să obții puțin volum sau să se vadă că sunt îmbrăcate cu rimel genele, trebuie să dai vreo 4 staraturi și se uscă destul de greuț. Adică, da, zice că eu cu ulei de argan, sinceră să fiu, chiar nu-mi pasă. Adică, nu m-am încălzit cu nimic. Cam atât pentru clipul de astăzi, care presupun că o să fie absolut kilometric, but whatever. Sper să vă placă clipul ăsta. Am văzut că, în general, vă plac clipurile astea și chiar mă bucur, de aia și continui să le fac. Așa că dați-mi un like și dați-mi un share și dacă sunteți noi pe canalul meu, mi-ar face mare, mare plăcere să vă abonați, să faceți parte din familia noastră, să creștem așa, să fim cât mai mulți aici. Da. Cam atât și ne vedem în următorul clip. Ciao. Din punctul ăsta de vedere, a fost destul de bine... I don't know. Don't ask me. E ceva de groază. Deci... nu am nevoie decât de o singură... singură? Este rimelul meu preferat...